cursul de istoria și civilizația tătarilor, își propune să prezinte într-un an universitar, atât cât se poate, principalele repere ale istoriei tătarilor. El va începe prin cele mai vechi atestări ale tătarilor, încă din secolele 5-6, prezentând principalele evenimente ale evoluției tătarilor și principalele aspecte ale civilizației și culturii tătare. O pagină importantă din cadrul istoriei noastre a tătarilor și în special a tătarilor, în particular a tătarilor dobrogeni, va fi scrisă acum și sper sincer că acest curs va dezvolui și va clarifica o bună parte din problemele istoriei tătarilor. Cursul se va ține în fiecare zi de vineri, între orele 16 și 18 la Universitatea Ovidius. La final, cei care vor participa la lecții vor primi o diplomă de absolvire din partea Facultății de Istorie și Științe Politice și a Uniunii Democrate a Tătarilor Turcomusulmanii României.